Cu 2 ani în urmă n-am avut curaj să facem treaba asta. Dar acum, da. Singurii albi pe o barcă cu mii de negri. Să știi că e un sentiment destul de ciudat. Dacă ar fi să numesc care parte a lumii ne-a plăcut cel mai mult din câte locuri am vizitat, este Africa. Așa că pentru o lună de zile suntem pe continentul incertitudinii, dar și al zâmbetelor. Al extremelor, dar și al bucuriei în lucrurile simple. Noi suntem familia Mateș, adică Paul, Sara, Melissa, Scarlett și Amza. Dar am luat cu noi și o gașcă de prieteni. Pe Liviu, Emma, tot Emma, Octav, Matias și Ava. Să continuăm aventura din China. Cred că la momentul ăsta ai foarte multe întrebări. Ce căutăm noi pe barca aia? Dar dacă rămâi până la final, o să înțelegi pe parcurs despre ce e vorba și cum am ajuns noi acolo. Thank you, Elizabeth. Ea este Elizabeth, bucătăreasa noastră. Acum te bag pește. E bună. Da? Apa de cocos. O chestie foarte faină pe care o avem aici la cazarea de astăzi, pe care o avem și la următoarele, este bucătarul personal. Ne costă 45 de lei pe zi bucătarul și trebuie să cumpărăm noi materia primă ca să ne gătească. Astăzi am zis doamnei să ne gătească mâncare de două ori și toate produsele, adică pește, orez, carne tocată pentru diseară, făină, ouă și ce am mai avut, ne-a costat 150 de lei. Asta pentru 11 persoane. Bineînțeles că suntem 7 adulți și restul copii, dar oricum, dacă am mâncat la restaurant, cred că am plătit banii ăștia pentru maxim 2 persoane. E foarte avantajos, cazarea este faină, mâncarea este aici, la ce oră vrem noi, ce mâncare vrem noi, piscină, soare, totul este super, super, super. Am ținut să vă zic asta dacă vă întrebați cam care sunt costurile și cât de scump este să trăiești aici. Bineînțeles că sunt niște deal-uri pe care le găsim noi și dacă nu te informezi bine, o să plătești dublu, triplu, dar poți să ajungi la prețul ăsta, care este unul foarte mic după părerea mea. Ăsta este pește red snapper, este foarte gustos. Orez cu gătit în coconut și salată. Super. Ce faci? Teme. Da? Mhm. Îți convine să-ți faci teme? Nu prea. Da, dar e important. Ca să nu pierzi de la școală prea mult. Măcar ce e cel mai important și esențial să faci. La SCA e și mai important. Și la tine este important. Știu că la SCA e istorie și chestii de grele. Și la Melissa. Și la tine e scris, e mai important. Bravo, Mel! Deci noi suntem aici pentru că am găsit cazarea asta foarte ieftină, zicem noi, 750 de lei pentru 11 persoane. Avem menajeră care ne face curat în camere în fiecare zi, avem securitate, adică un om care stă și păzește toată proprietatea. Acum, noi am luat cazarea asta aici, în partea de sud a Mumbasei, pentru că este mai ieftin. Partea de nord este mai frumoasă, plajele sunt mai frumoase, plaja aici este nașpa, ce e drept, apa se retrage foarte, foarte mult încolo și devine așa, e cu mâzgă, cu verdeață, cu desa. Nu e faină plaja, dar noi n-am venit la Mumbasa pentru plajă, am venit la Mumbasa pentru Mumbasa. Așa că planul nostru este ca să plecăm de aici, din locația noastră, luăm tuk-tuk-ul și să mergem în Mumbasa pe insulă. Este o experiență în sine să mergi în Mumbasa, pentru că trebuie să mergi cu feribotul, iar pe feribot sunt foarte, foarte mulți oameni, este o înghesuială, totul este foarte packed, cu mașini, cu chestii, iar apoi imediat după ce pleci de pe feribot, dai de tot felul de comercianți, să-i numim, care îți vând tot felul de prostii, de la mâncare până la haine, CD-uri și tot ce vrei tu. Ok, vă las aici un reel pe care l-am făcut pentru Instagram, era păcat să nu îl băgăm și aici în vlog. Apropo, mă puteți urmări acolo dacă vreți să vedeți și alte chestii, altfel de content. Bun, până să mergem în aglomerația aia maximă, prima dată trebuie să mergem în cursul zilei ca să ajungem în orașul Mumbasa, vizităm pe acolo puțin să vedem despre ce e vorba în orașul ăsta și apoi ne întoarcem în mega aglomerație acasă. Hai să începem! Mamă! Ce e aici?
Știi cum te simți să fii singurul alb de pe o barcă cu mii de negri? Foarte ciudat și foarte nesiguranță, îți zic eu. Aceasta e Africa, iar unde vezi pinul roșu este Kenya și orașul Mombasa. Mombasa este de fapt o peninsulă supraaglomerată care găzduiește 1,2 milioane de oameni. Pentru că viața pe insulă a devenit din ce în ce mai scumpă, oamenii aleg să locuiască în afara peninsulei și să facă naveta la lucru, așa că feribotul din Likoni duce 300.000 de oameni în fiecare zi de pe o parte pe alta a malului. Oportunitățile de comerț de-a lungul a sutelor de ani a creat o populație foarte colorată, venită aici de pe întreg pământul. E un oraș 50% musulman și 50% creștin. Cum ne-am dorit să explorăm și noi puțin orașul, am avut parte de această experiență, care de fapt nu este periculoasă deloc, pare periculoasă pentru că avem noi multe preconcepții greșite despre Africa. Unele pe drept, dar dacă poți ajunge aici, fă pe navetistul la o oră de vârf și sigur nu vei uita niciodată pulsul kenienilor din Mombasa, la fel cum nici noi nu vom putea uita vreodată acest moment. Amen! Da. Mergem pe insulă în Mombasa. O cursă pentru toată familia noastră. Costă 4,50 lei cu tuk-tuk-ul, undeva la vreo 4-5 km. Este bine, este o experiență în sine. Nouă ne place foarte mult. Și decât să mergem prin soarele ăsta care arde tare, mai bine mergem aici la umbră și ne bate și puțin vântul. Adevărul e că pute groaznic. Suntem într-o intersecție foarte mare aici și trebuie să mergem la feribot. O, ce cară băiatul ăsta aici. Ține-mă de braț. Ia uite ce am dat, ce pești. Ia uite. Se poftă de pești ăștia? Suntem pe feribot. Ia uite ce de oameni sunt în depărtare acolo. Și asta este duminica. Imaginează-ți cum este în ziua de luni. Hai, după toți! Hai, trecem strada după toată lumea și noi! It's very nice your home. Da. Hai! Hai! Ieri m-am cunoscut cu Fred când mergeam pe feribot. L-am văzut Jumbo. Cu camera în mână. Jumbo! Am zis, bă, oamenii cu o cameră în mână sunt oameni faini. Și am avut dreptate, este un om fain. Și el vrea să facă chestii de fotografie, de video, investește în treaba asta și a fost așa drăguț. Și a zis că vrea să stea cu noi, să vadă cum filmez eu, ce fac, să ne cunoaștem. Și cu ocazia asta ne-am împrietenit și este și ghid astăzi pentru Mombasa. Iată Octavie cu boxa! The lyrics are okay? Okay. Am găsit noi o piesă în swahili și nu vrem să punem o porcărie cu versuri urâte. Așa că l-am întrebat dacă sunt bune versurile, dacă sunt okay. Deci înseamnă 6 lei, 5 lei 50. E ok. Gata, hai. Nu mai negociem. Și care e treaba? Noi am putea să negociem aici, dar mie, bă, cum să negociez de la 6 lei la 4 lei 50? Adică ce aș putea să negociez? Doamne ferește! Let's go to Old Town! Ok? Old Town! Mergem în orașul vechi! Haideți! Ce faci, Mari? Bine! Sunt de
mergem la Jesus Fortress. Deci eu sunt cu Stegulescu. Grupul din România, grupul din România. Haide. Domnișoară, poftiți în față, alăturați-vă ca să mă auziți mai bine. Deci ne aflăm la Jesus Fortress, adică fortăreața Isus. A fost construită de portughezi în anul 1423, când au venit aici cu vapoarele pe pânză. Zidurile sunt înalte de 14,20 m. Dacă le vă uitați frumos din dronă, este în formă de Isus. De asta îi se și spune așa. Portughezii când au venit aici au auzit oamenii locali care spuneau Gizio-giu. Și atunci au zis, wow, inspirați de aceste cuvinte de Gizio-giu, facem fortăreața Isus. Ce aș putea să mai spun este că este construită de Christopher Joseph. Înainte ca Christopher Columb să descopere America, a venit aici Christopher Joseph, vărul lui de al treilea, care a conjurat continentul american și a ajuns până în Africa de Est. Nu te credem! Bine. Mă credeți? No. Guys, Jesus Fortress, da, se numește, e construită de portughezi, restul nu știu, am inventat. Dar și cum e, când ești ghid, nu contează ce spui, contează să fii confident, să fii așa încrezător în tine și atunci oamenii te cred, aud o poveste și zic, wow, wow, wow. Ia uitați-vă acum, da? Vedeți? Nu. Capul, sus, mâinile, laterale? Și picioarele. Așa o să fie. Da, vedeți? Ne simțim foarte bine în afară de Melissa. Melissa acum este un pic fițoasă. E ok. No. Este foarte cald. Și zi un pic cum era să leșin la biserică. Mereu era să leșin în Africa, dar acum în special mă și simțeam prost, adică când trebuia să fie închinare și așa să stăm în picioare. Nu, vreau și eu să mă ridic, dar efectiv stăteam câteva minute, nici măcar câteva secunde și mi se făcea rău, mi se mai iau picioarele, nu mai puteam. În Kenya, cam așa. Ea are câteva din astea leșinuri la activ, așa că trebuie să fim preventiv cu ea. Mamă, cum se vede orașul ăsta, cât de plin de istorie e, cât de popoare au trecut prin locul ăsta. Wow, porțile astea sunt superbe. Jumbo! Thank you! Unul din lucrurile pe care le iubim de aici din Kenya este că toată lumea spune caribu, adică bine ai venit. Ne simțim foarte bine primiți. Este o căldură ca afară, nu vă vine să credeți? Aoleu, am transpirat. Jumbo. Și când îi văd pe ei, îmbrăcați, unii au și căciul pe cap. Dar pe lângă faptul că este super cald, este și umed. Asta, cred că dacă ar fi doar căldura, cel puțin când ești la umbră, ar fi ok. Dar pentru că este și umed, este așa o atmosferă ciudată. În zona asta unde suntem noi, în cartierul ăsta, sunt foarte mulți musulmani. În Mombasa sunt jumătate musulmani, jumătate sunt creștini. Dar vorbisem cu un tip de pe tuk-tuk și am confirmat asta și cu bucătăreasa noastră. Ne ziceau că se înțeleg bine și încearcă unii pe alții să se evangelizeze, să se convertească ba la islam, ba la creștinism, dar nu există lupte între ei. Și a venit momentul să ne întoarcem acasă ca să vedeți cam cum arată aglomerația pe feribot. Trebuie să mergem înapoi pe feribot, dacă vedeți din aer,
pe partea stângă intră oamenii pe aleea asta unde suntem noi chiar acum și pe partea dreaptă merg mașinile, tuk-tukurile și vehiculele. Haideți într-o parte, e foarte aglomerat, chiar dacă nu este o zi de lucru și este duminică. În zilele lucrătoare este mult, mult, mult mai aglomerat. Ia uitați câți oameni sunt aici, mii, mii, mii de oameni. Și noi se pare că suntem singuri al. Wow! A? Încercăm să încăpem. Oare câți ori fi? Nu știu, sunt foarte curios. În dreapta. În dreapta, ai încredere de mine. Ia uite ce cârnați facem. Aici, aici, aici. Aveți grijă, aveți grijă. Aveți grijă. Ok, ok. Înghesuială mare, hai că să încercăm să prindem un loc sus. Deci noi am fost aici în timpul COVID-ului și era, nu avea absolut nimeni mască. Nu vă, să nu vă imaginați că oamenii nu mai treceau cu feribotul pentru că era COVID. Nu exista așa ceva. Mergem sus la etaj. Hai să vedem. Haideți! Așa. Hai să mergem în față, let's go. Yes, thank you so much. That's okay now, eh? What's your name? Amsa. And you? Matias. Matias. You are from which country? Romania. 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 I'm going to praise. I'm going yes. to praise to be here. We say Caribu sana. Caribu, asante. Welcome. Yes. Dragilor, suntem singurii albi de pe acest feribot. Oamenii trec dintr-o parte în alta. La fiecare 10-15 minute, uite, exact așa este, packed, packed, packed. Pentru că pe insula aici, pe Mombasa, este cea mai multă activitate, aici e comerțul, aici sunt magazinele, aici e viața comercială și oamenii locuiesc în afara Mombasei pentru că este mai ieftin și vin la lucru aici. De asta este atât de mare trafic, cred că are vreo 2-3 km, să zicem, maxim, tot bacul ăsta. În urmă cu 2 ani, când am venit prima dată aici, era noapte, efectiv ne-a fost frică să ne dăm jos din mașină. Toată lumea se uita la noi, nu eram obișnuiți să vedem cum oamenii se uită la noi. Fetele ziceau, nu ieși afară! Și cadrul cum ajungi până la feribot era foarte ciudat, ardeau niște gunoaie, nu era lumină, eram înghesuiți într-o mașină, poate vă aduceți aminte filmul cu Casa Horror. Ideea următoare, că acum ne-am luat cazare în Mombasa, n-am mai mers până în Diani, am vrut să stăm și aici câteva zile să vedem cum e. E ca și cum ți-ai luat cazare la Constanța și nu vrei să mergi să stai din prima în Mamaia, să zicem, sau în Saturn Jupiter, mai departe. Deci Mombasa este acolo, am lăsat-o în urmă, iar aici este Likoni, coasta de est a Keniei, la Oceanul Indian. Oamenii vin pe insula Mombasa în fiecare zi la lucru și se întorc înapoi. Chiar acum noi suntem duminică seara și nu este atât de multă activitate cum ar fi lunea dimineața. Dar vreau să vin aici mâine dimineață la ora 8, când o să fie packed, packed, packed. O să fie cei mai mulți oameni când sunt de obicei. Ne spunea de aici omul care conduce că sunt 1000 și ceva de oameni pe barcă și 40 de mașini. Mie mi se par mult mai mult. Oamenii se duc în sus, dacă vedeți, și pe partea cealaltă coboară. Nu coborăm acum, că e înghesuială mare. Câți clăpare ai numărat? 6 până acum. 6 clăpare. Wow. Our mission here is to ensure everyone that is crossing this ferry goes home with this information. And whoever says it, surely I have sinned. Yokoba yoyote akasema hakika nimetenda dhambi. Regardless of how fierce the Mai puteți? Paul, nu ne mai lăsa singuri, iubie, aici. Nu vreți să știi ce greu mi se pare.
Paul, mai poți să mai avem de găsit un tuk-tuk în toată aglomerația asta care să ne ducă înapoi la cazare și gata. Som. Mamă, de ce este o căldură de nu mai putem? Suntem transpirați toți. E și umezială. Vă apucă mâncarea? Da. Melissa? Da. Da, tuturor ne-a plăcut mâncarea. Elizabeth și Lidia, vă mulțumim foarte mult, bucătăresele noastre, asante sana. Asante sana. Nu mai prea am ce să vă mai filmez. Aici că s-a mâncat tot. Asta este chapati. Este un fel de clătită lipie, să-i zicem așa. Și am avut vită acum. Bună. Și cu salată de varză. Uite. Wow, wow, wow. Mamă, ce prăjit ești, Amza. Îți place ciapati, iubitu? Foarte mult. Iar aici avem banana bread cu topping de mango, de sucul pasiunii. Ce perfectă e apa! Garibu Kenya! Guys, pepenele chiar e mai bun în România ca aici. Cred că e singurul fruct care e mai bun. Am înviat copilul. Până acum s-au smerit căițele, car, sunt obosiți, nu mai pole, foame de toate. Din cauza că jureau foarte tare acest moment de piscină. Și le era foarte cald. Acum și mi-e fericit, iubitele. Bomba! Și! Îți mulțumim că te-ai uitat până la final. Acesta a fost vlogul de azi. În vlogul următor o să avem două extreme. Una în care ne-am distrat și ne-am bucurat și ne-am simțit foarte, foarte bine. Și cealaltă extremă în care am fost foarte speriați și îngrijorați și... da, Scarlett, Melissa și Liviu s-au îmbolnăvit și a fost greu. Da, o să vă explic în vlogul următor.